Satul și moșia Cucuteni sunt așezate în apropiere de stația de tren Târgu Frumos, în ținutul deluros al Moldovei. Așa se deschide celebra monografie a profesorului Hubert Schmidt, dedicată culturii cucuteniene și publicată la Leipzig în 1932. Satul Cucuteni este înconjurat de dealuri molcome, ce încă mai ascund în măruntaiele lor vestigiile celei mai vechi așezări din sud-estul Europei. La poalele dealului Gosan, numit în alte vremuri și dealul regilor, ne întâmpină diverse sculpturi în lemn, vestigiile taberelor de creații anuale, simboluri ale unui dialog imaginar purtat peste timp, între trecut-prezent, prezent-trecut. În vârf, în punctul numit pietrărie, se află construcția de protecție a unui mormânt princiar dacogetic din secolul IV înainte de Hristos. Necropola dacogetică, cu înălțimea de 3,3 metri și diametrul de 35 de metri, este o incintă de piatră rotunjită, prevăzută în partea de sud-est cu o cale de acces. În cuprinsul incintei s-au descoperit 4 morminte, unul principal, pentru care s-a ridicat movila, și 3 secundare. În mormântul principal au fost descoperite vase de ceramică sparte ritual, pandantive din ceramică aurită în formă de frunză, mărgele, podoabe feminine, știut fiind, încă din vremea lui Herodot, că femeia îl însoțea pe bărbatul ei în lumea de dincolo, în lumea lui Zamolxis. La scara istoriei, acest mormânt ține încă de istoria noastră recentă. Ca să ajungem la ceea ce astăzi se numește cultura cucuteni, trebuie să facem, cu ochii minții, plecând din lumea dacogeților, un salt înapoi în timp de peste 4.000 de ani. Înaintea gloriei cunoscute de Grecia și Roma, chiar înaintea primelor orașe ale Mesopotamiei sau a templelor de-a lungul Nilului, au trăit în Valea Dunării de Jos și la poalele Balcanilor oameni care au fost primi în artă, tehnologie și comerț la mare distanță, titra New York Times, cu ocazia deschiderii expoziției de la Universitatea din New York dedicată culturii cucuteniene. Dar ce înseamnă cultura cucuteniană? Istoricii spun că în urmă cu mai bine de 6.000 de ani, o înfloritoare civilizație se întindea pe o suprafață de peste 350.000 de kilometri pătrați, din sud-estul Transilvaniei și nord-estul Munteniei, peste toată Moldova și Basarabia, până în vestul Ucrainei. Arheologii au denumit-o Cucuteni, după numele satului din apropierea Iașului, unde, în anul 1884, s-au descoperit primele vestigii ale acestei culturi. Mai târziu, în 1897, urme ale civilizației cucuteni s-au descoperit și pe teritoriul Ucrainei, lângă Kiev, unde a fost denumită Tripilia, ignorându-se faptul că era vorba de aceeași civilizație cucuteni descoperită anterior în România. Oamenii culturii cucuteni trăiau în așezări, unele cu peste 2000 de locuințe, dispuse în cercuri concentrice. Deși au fost descoperite peste 3500 de astfel de așezări, doar 50 au fost cercetate. Moștenirea cea mai prețioasă lăsată de oamenii acelor timpuri este ceramica.
Într-o singură locuință preistorică de la Cucuteni, pe 20 de metri pătrați, au fost găsite aproape 400 de vase pictate. Ceramica de Cucuteni este de foarte bună calitate, arsă la 1000 de grade Celsius, în cuptoare elaborate. Motivul decorativ principal este spirala, care se împletește și se desface în alte spirale înlănțuite, secționate, reduse doar la bucle, organizate în șiruri orizontale, verticale, oblice sau în diverse combinații de S. La început, albul și roșul au fost principalele culori folosite la decorarea ceramicii, negrul fiind de cele mai multe ori utilizat pentru conturarea motivelor decorative. În perioada următoare, numită de istorici Cucuteni AB, negrul capătă o nuanță ciocolatie, meandre discrete decorează vasul, motivul spiralelor fiind încă prezent. Oamenii culturii cucuteni se închinau marii zeițe sau marii mame. 90% din statuetele găsite reprezintă zeități feminine. O cultură matriarhală, pașnică și iubitoare de frumos.